dreapta ta? Un pic mai la dreapta ta. Așa. Primul tău film a avut un succes uriaș la Berlin. Cum a început totul? Mulțumesc. A început de jos. Când am ajuns în New York, a trebuit să fac tot felul de joburi ca să mă țin în școala de film. 5 ani la rând. Oricum, eu nu cred că poți să urci o scară cu mâinile în buzunare. Tot ce am făcut a fost să-mi urmez visul.